Bună seara și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Începem o nouă săptămână aici la Agenda Publică, unde alături de mine, în platoul Informația TV, se află domnul Augustin Iștoc, PNL Satu Mare, domnul avocat Ciprian Ardelean, PSD Satu Mare. Bună seara, vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Doamnelor și domnilor, înainte de a trece la dezbaterea temelor, a principalelor teme politice de astăzi, vă voi prezenta o scurtă revistă a presei. Încep cu informația zilei, este cotidianul județului Satu Mare, acesta este numărul de astăzi. Avem și câteva titluri din numărul de mâine. Statul român a eșuat în misiunea de comunicare, este titlul editorialului semnat de domnul director Dumitru Păcuraru. Zi decisivă pentru soarta guvernului PNL. La ce scor va fi demis guvernul Câțu? Este un alt titlu din numărul de mâine. Și din păcate, doamnelor și domnilor, avem și două vești rele. Fostul senator George Achim a încetat din viață. Omul de afaceri Dumitru Pop și el a fost răpus de COVID. Domnilor, două vești triste, domnule Iștoc, sunt convinsă sau suntem convinși că îl știați pe fostul senator George Achim, care a încetat din viață într-un spital din Baia Mare, răpus de COVID, și omul de afaceri, din păcate, Dumitru Pop, sătmăreanul Dumitru Pop, a decedat din aceeași cauză. L-am cunoscut pe domnul Achim în perioada 1996-2000, cu Convenția Democrată. Știam că un om foarte ambițios își dorea să facă cât mai multe. O parte dintre cele ce și-a propus le-a realizat, o parte datorită conjuncturii de la finalul Convenției Democrate. Îmi pare rău de el, cred că 70-71 de ani. Ce vârstă am? Nu, avea 61 de ani, cred. 61 de ani, cu atât mai trist. Sper că aceste exemple care apar în fiecare zi, eu mai pot să mai adaug încă un exemplu. City managerul de la Bistrița, 53 de ani, a murit tot de COVID, fără să aibă alte probleme medicale, și alte și alte nenumărate cazuri pe care le aflăm din presa centrală. Cred că în ultimul ceas, în ceasul al 12-lea, măcar lumea să conștientizeze că e nevoie de vaccin, că țările avansate sau știu eu un pic mai răsărite în ghilimele au un procent de 70%, Portugalia are 98%, nu știu ce ar mai trebui făcut, dar probabil că o să revenim pe parcursul emisiunii și să nu mai intru în alte detalii. Iar pe domnul Pop l-am cunoscut tangențial în câteva ocazii. Tot așa, a avut câteva afaceri în Satu Mare pe care le-a dus cu bine. Din păcate, unii nu cred și, după spusele medicilor, foarte mulți care ajung acolo în ultima clipă își doresc vaccinarea, ceea ce nu este posibil când ajungi la intubare sau în ultima fază. Din păcate, și aceste două exemple trebuie să determine populația țării, sau mai exact populația județului Satu Mare, să treacă de urgență la vaccinare. Domnule avocat? Eu pe domnul senator nu l-am cunoscut, spre regretul meu, dar pe domnul Pop l-am cunoscut foarte bine, a fost clientul meu de foarte multă vreme și cu regret am chiar vorbit azi cu familia domniei sale, regret nespus, pentru că aveam o relație destul de bună, ne prietenisem. Îmi pare rău să aud asta, pentru că era un om foarte activ, un om foarte vivace, care nu părea să sufere de altă boală. Știam că este bolnav. Inițial am aflat că are o prindere de plămâni acum două săptămâni, care pe urmă s-a dovedit a fi COVID. Și iată că, din păcate, azi am aflat această veste că domnul Pop a murit. Chiar îmi pare foarte, foarte rău, pentru că ne și împrietenisem oarecum, așa cum a spus, era clientul meu foarte multe dosare. A murit, din câte știți dumneavoastră, a murit la spital? Eu știu că n-a murit la spital, adică de fapt nu știu unde a murit, dar mi-a spus când am vorbit eu ultima dată cu dânsul, mi-a spus că nu dorește să se intereze, că nu vrea să meargă la spital, cred că era frică.
Îmi pare rău să aud asta, chiar e o veste foarte proastă pentru mine. Da, să trecem mai departe cu revista presei pentru telespectatorii din Sălaj, Graiul Sălajului. Acesta este numărul de astăzi. Banii alocați pentru CCM, nu CSM, ca la satul mare, Zalău, au agitat din nou spiritele în Consiliul Local. Domnule Ardelean, sportul... Sportul care nu este sport la satul mare, tot agită spiritele, care spiritele sunt mai importante decât sportul. Vedeți, dumneavoastră, din păcate, nu mai performăm în sport la satul mare din foarte multe pricini. Eu nu știu pe cine să dau vina, ca să spun așa. Doar îmi amintesc ce spunea un coleg de-al meu, jurist, care acum este secretar de stat, domnul Ureșan de la Ministerul de Interne, spunea că a dorit să ajute sportul sădmărean, că a fost la domnul Kereșcheni și că domnul Kereșcheni i-a spus că nu-l interesează. Asta așa, off the record, dacă vedeți, se poate că și spune. La în județul vecin, în Sălaj, sportul incită, agită spiritele în Consiliul Local, nu doar la satul mare. Păi acum, sigur că ne interesează în primul rând ce se întâmplă la satul mare, dar sigur că și în Sălaj este important ce se întâmplă, că până la urmă vom ajunge, sigur, foarte apropiați de Sălaj, că distanțele în actuala conjunctură contează tot mai puțin. Dar... dacă până într-o vreme era important să ajungă omul satul mare, iată că acum e important să ajungă până în Franța, până în America, până în Brazilia, până cine știe unde. Dar totuși, da, satul mare are la basket feminin divizie. Zalăul are la handbal feminin divizie. Scrima sătmăreană este arhicunoscută și în continuare sunt competiții la nivel național la satul mare. Că ar mai trebui lucrat pe aici, pe acolo, asta e altceva, dar cât de cât avem un vârf prin basketul feminin. Ce-a mai rămas? Pentru că să nu uităm de echipa de fotbal pe care a avut-o satul mare, Olimpia satul mare, care a fost un etalon pentru județul nostru și echipă de care acum nu mai interesează pe nimeni. S-a încercat, da, la un acum moment dat, rămâne de văzut și în ce măsură sunt interesați sătmărenii și sălăjenii să dea din banii lor. Practic e vorba de banii oamenilor, din impozitele și taxele plătite de oameni, s-au dat o grămadă de bani pentru sport. Da, au fost cu toate astea, discuții sau o întreagă discuție la nivelul municipiului Satu Mare pentru sau din cauza acestor sume alocate pentru sport. Bun, dar Olimpia Satu Mare a ajuns să fie bătută de fiecare sat, o bate Orașul Nou, care nici măcar cu atât o comună mai întreagă. Mult. Cu atât mai mult, oamenii probabil dar, că nu dar sunt dar tot dispuși, noi da, o plătim. Și ce e acum Olimpia Satu Mare? Adică noi o plătim de la Consiliul Județean, de la Consiliul Local și o bate Orașul Nou, care... Bun, dar trebuie să ținem cont, mai ales la fotbal, trebuie să ai un sponsor care să aibă buget pentru a finanța o asemenea echipă. Practic, în toată țara, echipele aflate pe locuri fruntașe au în spate un sponsor care plătește milioane de euro la început și dacă are norocul, prin transferurile ulterioare, își recuperează banii. Sigur că Becali s-ar putea da ca exemplu cel mai elocvent, nu? El a investit cel mai mult în fotbal, dar și în continuare și alte echipe. Deci dacă la satul mare se va găsi un om care are o afacere foarte mare și disponibilități și să dorească, să iubească fotbalul, atunci se va face. Dacă nu, din bugetul local, eu nu fac. De ce, domnule Iștoc, întotdeauna societățile administrate sau conduse de stat nu funcționează sau nu merg cum merg cele administrate de privat? Pentru că la privat lucrurile merg pe o direcție bună și scurtă, direcție scurtă. La în cadrul societăților de stat e o birocrație, sunt oameni incompetenți. Începem cu incompetența pentru că guvernanța corporativă, acea lege care reglementează numirile în funcții, nu se aplică, decât așa, sporadic. Ei, ajung oameni care nu se pricep, pe lângă faptul că nu se pricep birocrația cu aprobările, cu
fel și fel de studii, fel și fel de proiecte, ori la privat, dacă ți-a spus directorul sau inginerul, directorul tehnic, inginerul șef, că utilajul ăla trebuie înlocuit, imediat poți să iei hotărârea și se face într-un termen foarte scurt. Pe când la societățile de stat lucrurile tergiversează și nu interesează pe nimeni rezultatul. Pentru că dacă este minus în bilanț, plătim noi cu toții. Dacă la un privat are minus în bilanț, el în 2-3 luni de zile încep iese de pe piață și în cel mai bun caz, știu eu, din faliment își mai recuperează o parte din bani dacă își recuperează. Deci asta este marea interesul și faptul că la privat tremur în ghilimele sau nu dorm noaptea pentru ceea ce va urma a doua zi. Dacă facturile se vor încasa, dacă comanda pe care ai primit-o se va onora în final la cantitatea respectivă, dacă prețurile nu se vor modifica la produsul tău finit, dacă în amonte materia primă nu se scumpește, deci ai gândurile acestea. Pe când la stat, ce-o da domnul, nu-s banii mei, lasă că buzunarul statului este mare și ce contează 20 de miliarde de lei care sunt minusuri până acum la societățile cu capital majoritar de stat. Din păcate sunt foarte multe companii cu capital majoritar de stat care trăiesc din bani de la buget, nu merg, nu se dezvoltă. Automat, da, când aceste societăți, companii sunt privatizate, ele au devenit mină de aur pentru cei care le administrează. Să mergem mai departe cu revista presei pentru telespectatorii vorbitori de limbă maghiară din județul Satu Mare. Frișuișag este cotidianul de limbă maghiară al județului Satu Mare și ca de obicei și în această seară avem două ziare naționale, Adevărul, doamnelor și domnilor, și Jurnalul Național. Este foarte important să citiți ziarele deoarece acolo găsiți știrile corecte. Acum să trecem la temele sau la cele mai importante teme politice și pentru că în weekend a fost congresul USR Plus, congres în care a fost validat ca președinte Dacian Cioloș. Am vrea să începem cu această știre. Domnule Iștoc, v-ați așteptat să câștige alegerile în USR Plus Dacian Cioloș? Nu, dar nici el nu s-a așteptat. Din declarațiile pe care le-a dat după alegerea dânsului, nu s-a sperat, nu a crezut, întrucât ponderea USR-ului este mai mare, sau partidul USR, ca număr de membri, este mult superior plusului. Și iată că din membrii USR, o parte au votat cu domnul Dacian Cioloș. Dar vedeți că după alegerea dânsului în Biroul Național, raportul s-a schimbat și aseară am înțeles că domnul președinte Cioloș ar dori să schimbe oarecum regulamentul și statutul de numire al vicepreședinților, întrucât este blocat de cei 14 membri de la USR și dânsul n-are decât 8, cu încă 2 al fostului candidat de la Brașov. Da. Așa. Și nu mai poate să facă nimica. Iată că va avea o viață grea, să zicem așa, alături de cei 14 membri care nu o să, mă rog, voteze cum dânsul și-ar dori. Dar, știți, eu am avut așa o rezervă față de domnul Dacian Cioloș. Mi-aduc aminte de perioada când guvernul tehnocrat a funcționat în 2016. Și domnul președinte Iohannis l-a numit la cârma guvernului cu speranța că dreapta în alegerile parlamentare din 2016 se va prezenta onorabil și că, mă rog, prin voturile din Parlament, dreapta va prelua conducerea țării. Nu s-a întâmplat așa, pentru că domnul Dacian Cioloș a fost moale. Îmi aduc aminte că în septembrie 2016 PNL-ul l-a așteptat la un meeting seara la 18 și iar dânsul a venit după ce meetingul a început așa
parcă era împins din spate, parcă era o obligație extraordinară pentru dânsul să participe. Și această neimplicare a dânsului a condus la un rezultat slab și datorită acestui lucru, lumea a văzut, păi uite, dacă nici premierul nu se implică, înseamnă că în PNL sunt anumite probleme care nu merg și nu avem încredere în el. Mai mult, el a făcut o greșeală extraordinară în 2016. Putea să iasă cu ordonanță de urgență pentru alegerea primarilor în două tururi. N-a făcut-o nici pe asta. Lumea îl vede așa ca pe un salvator, îl vede ca și un candidat la președinția României în 2024. Eu nu-l văd. Să vedem ce se va întâmpla în continuare cu refacerea unității dreptei. Să văd dacă domnul Dacian Cioloș va avea o altă abordare sau în ce direcție vom merge, întrucât singura salvare a dreptei este unificarea, deci reunificarea celor trei, de fapt doi există, celor trei, pentru a putea trece legile care sunt așteptate de oameni și promise în alegeri. Da, domnule avocat, dumneavoastră v-ați așteptat ca Dacian Cioloș să câștige alegerile din USR Plus. Apoi am văzut că în cadrul acestui congres a decis ca noul partid creat în urma fuziunii dintre USR și Plus să se numească simplu USR. Asta în condițiile în care Biroul Național, așa cum bine a subliniat domnul Iștoc, are mai mulți membri din tabăra lui Dan Barna. Cât de bine va reuși sau cum va reuși Dacian Cioloș să conducă acest partid? Eu cred că asta urmează să vedem, cum va reuși Cioloș să conducă partidul, dar în ce mă privește, mă așteptam să câștige, pentru că vrem noi sau nu vrem, se pare, n-am eu neapărat niște dovezi efective, dar se pare că Cioloș este foarte dorit de undeva, dintr-o zonă de interese pe care, sincer, nici măcar nu mi-o explic foarte bine. A mai fost comisar european, să nu uităm, chiar peste, nu neapărat peste dorința României, dar cu foarte puțin sprijin din partea României, în condițiile în care noi tot sprijinim tot fel de oameni competenți și nu reușesc să ajungă comisar european. Domnul Cioloș a ajuns comisar european, adică un fel de ministru european, ca să înțeleagă toată lumea despre ce e vorba, chiar fără să-l ajutăm noi românii cu prea mult. Adică înseamnă că are cineva sprijină foarte, foarte bine și dacă cineva l-a sprijinit atât de bine încât să ajungă ministru la nivel european, evident că mă așteptam să-l sprijine probabil același cerc de interese sau aceeași putere de susținere, ca să fiu mai corect, să ajungă și președinte de partid de vreme ce a candidat. Mă gândesc că n-ar fi candidat dacă n-ar fi ajuns. Eu mă gândesc că tot din aceeași parte ar trebui să vină și o susținere pentru domnia sa pentru a ajunge președintele României. Nu știu dacă este partea care îl susține și pe Iohannis sau... Spun eu că din păcate ajungem să discutăm astfel de lucruri, dar am putea spune că ele nu sunt adevărate dacă domnul Cioloș n-ar fi fost comisar european, repet, fără sprijinul esențial al țării noastre. De ce l-a ajuns ministru la nivel european, fără ca noi să sprijinim, a ajuns acum președinte de partid. Și probabil că va ajunge și președinte de țară dacă lucrurile merg într-o direcție în care, nu știu, poate își reușesc să sprijine suficient de mult. Deci da, eu știam. Sau mă gândeam că va ajunge președinte de partid, pentru că eu cred că altfel nu candida un domn ca și domnul Cioloș la o astfel de funcție. Într-adevăr, n-a făcut foarte multe performanțe pentru că n-a făcut, nici măcar nu trebuie să-i aducem noi o scuză sau să spunem că n-a fost vremea potrivită. Da, uite că în lumea asta așa este. Dacă ai sprijinul necesar, ajungi ceea ce trebuie. Și domnul Cioloș se pare că îl are de undeva... Acum, eu mă întreb altceva, ce dă în schimb? Că trebuie să dea și domnia asta ceva în schimb. Atâta vreme cât va ține la partid, probabil că nu va fi niciun fel de probleme. Acum e președinte la USR. Eu spun că e o greșeală. USR nu este o expresie, din punctul meu de vedere, foarte potrivită, pentru că această denumire s-a deteriorat extrem de mult datorită comportamentului adevărat al lui Dan Barna,
care n-a știut să fie politician niciodată, nici măcar n-a știut să vorbească frumos din punctul meu de vedere, dar era de așteptat să piardă tocmai pentru toate aceste chestiuni, că n-a știut să se comporte poate nici cu membrii de partid. Și iată că l-au ales pe Cioloș, pe de o parte raportat la susținerea internațională de care se pare că beneficiază, pe de altă parte raportat la comportamentul lui Dan Barna față de colegi. Și în general față de clasa politică. Eu cred că, în general, Dan Barna pare așa un om care nu este foarte tolerant, care este mai degrabă răzbunător decât împăciuitor și așa mai departe. Domnule avocat, în urma Congresului USR Plus de sâmbătă și duminică, președintele USR Satu Mare, deputatul Radu Panait, face parte din Biroul Național. În urma Congresului PNL de săptămâna trecută, domnul președinte PNL Satu Mare, deputatul Adrian Cosma, este vicepreședinte la nivel național. Aceste funcții, faptul că doi sătmăreni ocupă funcții în conducerea unor partide importante, spunem noi, aduc beneficii pentru județul Satu Mare, pentru sătmăreni? Se pare că nu. Ar trebui să ne intereseze pe noi ca sătmărenii noștri să facă parte din conducerea unor partide? Păi ar trebui ca UDMR-ul să aibă funcții importante la nivel național. Pentru că la noi conduce UDMR-ul, să nu uităm. Consiliul Județean este condus de UDMR, Primăria Satu Mare alături este condusă de PNL. Sigur, ca și cățel. Cățelul nu conduce. De ce spuneți asta? Pentru că este absolut evident. PNL este cățelul UDMR la nivel de Satu Mare. Sigur că Adrian Cosma încearcă să spele Putina, dar nu reușește. Să nu uităm că inclusiv funcția de prefect a fost cedată sub conducerea lui Cosma către UDMR. Sigur că putem să lătrăm pe la televizor, dar faptele domnul vorbesc. Domnul avocat, haideți să fim puțin atenți la cuvinte, la limbaj folosit. De ce n-am putea spune chiar așa? Pentru că, de fapt, este un fel de zarvă inutilă. Adică, sigur că nu suntem de acord. Eu pot să spun că nu sunt de acord, dar domnia sa nu poate să spună că nu e de acord de vreme ce guvernul domniei sale, adică din care și face parte, l-a numit, sau din conducerea PNL, l-a numit prefect în Satu Mare pe un reprezentant care este un om deosebit. Eu n-am nicio problemă pe plan personal, dar sigur că reprezintă interesele Uniunii Democrate a Maghiarilor de România, nu reprezintă interesele altui partid, nici măcar a PNL-ului. Putem să discutăm despre această chestiune dacă doriți, dar să nu ne facem că suntem naivi și că nu are niciun fel de vină sau merit, că nici nu știu cum să-i spun, domnul Cosma, în numirea prefectului de la UDMR. Domnul Tomaș, de altfel, pe care eu îl cunosc și îl stimez pe plan personal, repet, este un om în regulă din punctul meu de vedere, un familist, un om care se ocupă de treaba pe care o are, dar nu reprezintă decât interesele UDMR. Haideți să fim serioși. Da. Da, domnule Iștoc. Haideți să lămurim cu problema prefectului UDMR la Satu Mare. Dacă fostul președinte, domnul Orban, a avut atâtea opoziții și a fost debarcat, se datorează și acestei politici pe care a dus-o de a negocia miniștrii de la sine putere, cât și numirea unor prefecți în țară peste capul dorinței județelor. Luăm exemplu Clujului, luăm exemplu Satu Mare, dar la Satu Mare este mai gravă situația prin faptul că avem și primar și președinte de Consiliu Județean de la UDMR. Deci domnul Cosma n-a avut nicio implicare și acum să vă mai spun o chestiune pe care poate nu o știți. La alegerile județene, când la prezidiu se afla printre alții și domnul premier Câțu și domnul președinte Orban, domnul Cosma în final le-a cerut, fără să se știe cine este învingător, l-a cerut ca problema prefectului de Satu Mare să fie rezolvată de urgență. Cum puteți spune
că domnul Cosma a negociat când nu a fost întrebat absolut deloc. E foarte grav. Păi, deci e foarte grav și așa vă puteți explica de ce a fost revolta împotriva domnului Orban. De capul lui a făcut toate acestea. Deci nu se poate. Dar dacă, mă rog, dacă l-ați atacat pe domnul Cosma, nu amintiți absolut deloc. Nu l-am atacat, este un atac. Bun, așa, nu amintiți că domnul premier Câțu a fost la Satu Mare înaintea altor județe, a fost printre primii. Uitați să spuneți că domnul Cosma a militat pentru livada orașul nou care s-a reabilitat și urmează cu centura orașului Satu Mare, să vedem zilele acestea, și că alte proiecte. Deci, PNL-ul nu este cățelul UDMR-ului. Dumneavoastră, ce ați fost în perioada în care ați coabitat cu ei? Eu mă feresc, sunteți pentru mine un domn, că dacă ar fi o altă persoană, v-aș răspunde altfel. Dar nu se cade să folosiți asemenea cuvinte care nu își au nici o bază. Din moment ce UDMR-ul deține majoritatea în Consiliul Local, ce ați vrea, cum ați vrea să reacționăm? Nu spuneți de asemenea nimica de faptul că... UDMR-ul, stați puțin, numai cu dumneavoastră are majoritatea. Nu, pe 12, cum să nu? Are majoritatea, doar pentru buget nu are majoritatea. Dar stați o clipă, vă dau un contact. Zilele trecute, de ce ați votat steagul propus de către UDMR în condițiile în care ne-ați curtat zile întregi să votăm un steag? Nu am ținut cont de îndemnurile dumneavoastră. Am considerat normal ca acel steag să fie modificat. Ce ați făcut? Ne-ați întors spatele la două fără câteva minute, când era în plină desfășurare Consiliul Local, după ce ați insistat pe lângă PNL să votăm un steag care să fie cu altă configurație. Deci iată că dumneavoastră ați fost de data asta cățelul UDMR-ului prin faptul că ați votat după ce ne-ați spăcălit, așa, elegant spus. Da, bun. Dați-mi voie să... Eu am solicitat chiar atunci legat de prefectul de la UDMR. Sigur, acum nu vreau să ne certăm cine ascultă mai tare de UDMR, că nu cred că putem să întrecem PNL-ul sub niciun fel de formă în condițiile în care ați negociat și v-au dat funcțiile de viceprimari. Deci nu discutăm care e mai mare cățel, că este absolut evident. Dar am spus-o atunci când a fost numit domnul prefect, nu este problema UDMR-ului. Eu nu vreau să dau aici un UDMR absolut deloc, pentru că UDMR-ul nu e prost cel care cere, ci este prost cel care dă. Eu nu cred că vreun președinte a Partidului Social Democrat ar fi acceptat vreodată, și am cunoscut pe toți cei care au fost în ultimii 20 de ani, ca să spun așa, ar fi acceptat vreodată ca toată puterea administrativă să fie luată în județul Satu Mare de către UDMR, pentru că nu este sănătos. Nici măcar pentru UDMR nu este sănătos, să știți. Este bine ca întotdeauna în județul Satu Mare să existe un oarecare echilibru, și așa ar fi trebuit să existe și acum. Și mi-amintesc cei de la UDMR mai în vârstă pe care i-am cunoscut, inclusiv ei au avut grijă să se întâmple treaba asta. Să existe, să fie toată lumea reprezentată. Știți de ce la nivel național nu se crește pragul electoral? La nivel național nu se crește pragul electoral pentru că UDMR și pentru că maghiarii din România trebuie să fie reprezentați de cineva. Dacă s-ar crește pragul electoral, n-ar mai fi reprezentați de către nimeni în Parlament. Și nu este normal. Dar și noi în Satu Mare, românii, trebuie să fim reprezentați. Ori prin întreaga putere administrativă dată UDMR-ului nu este sănătos, inclusiv pentru UDMR, cum la nivel național n-ar fi normal ca maghiarii să nu fie reprezentați în Parlament. Bun, eu nu cred că niciun președinte a Partidului Social Democrat ar fi fost de acord. Personal aș putea să bag mâna în foc pentru asta și cred că oricare și-ar fi dat demisia în condițiile în care, pe de o parte, dacă se pune în județul tău, de către guvernul tău, împotriva voinței tale, un prefect UDMR,
îți dai demisia automat. Cine să-și dea demisia? Nu se, președintele Partidului Național Liberal. Dacă se pune, dacă se pune cu voința ta, atunci evident ești de acord. Deci una din două variante a fost. Ori s-a pus împotriva voinței lui Cosma, ceea ce înseamnă că este un om slab, ori s-a pus cu voința sa, ceea ce înseamnă că este un complice. Dar nu v-am explicat încă o dată că totul s-a petrecut în negocierile domnului Orban cu... Păi înseamnă că... Și atunci ce să facă omul? Cum adică să-și dea demisia când este la început? Păi și-au dat demisia cei de la București că anumite ministere au plecat în stânga sau în dreapta? Cineva și-a dat demisia? Iar în legătură cu pragul electoral, de ce induceți telespectatorii în eroare când dumneavoastră n-ați ridicat pragul electoral pentru prietenul Tăriceanu? Nu cumva să nu intre Tăriceanu, care era acolo la 5-6%. Și cu toate că a făcut alianța pe care a făcut-o cu domnul Ponta, tot n-au intrat. Da, nu, deci, nu are legătură cu ce s-a întâmplat. Pe CUDMR-ul. Ce ați vrea să facem la Satul Mare cu o prezență? Nu știu despre ce vorbiți. Vorbiți despre nu știu ce vorbiți. Cum? Deci chiar eu vorbesc de niște principii naționale și ceea ce se întâmplă în România general, respectul față de maghiari. De noastră vorbim de ce s-a întâmplat odată într-o zi. Păi nu. Păi stați puțin, că vorbim despre lucrurile. Cum să dai demisia când nu ești părtaș la fapta păi respectivă? Păi cum ești părtaș? Păi cum? Dacă prin incompetență. Păi ești părtaș prin incompetență. Domnilor, nu mai are sens să ne... Are, dar n-am nicio sens, nu are votul vot și... mai discutăm despre cine-i prefect sau de ce... Bineînțeles, e o chestie depășită și mă mir că insistă domnul Ordenan. Oricum, pe oameni, indiferent că sunt din Satul Mare sau din alte județe, nu îi interesează atât de mult... sau nu e atât de important pentru ei ce s-a întâmplat, cine este prefect. Mai important este ce se va întâmpla cu soarta țării, având în vedere că avem o moțiune de cenzură depusă de PSD, altă moțiune de cenzură depusă de USR Plus și AUR. Moțiunea PSD urmează să fie dezbătută și votată mâine. Rămâne de văzut dacă guvernul Câțu va cădea sau nu. Până atunci, astăzi a fost ședință de guvern și s-au luat unele decizii care vin în sprijinul populației, compensarea facturilor la energie și la gaze. Ministrul Energiei a avut o declarație în acest sens, să-l ascultăm apoi, să revenim și să comentăm. Vorbim de o compensare pentru 5 milioane și 200 de mii gospodării la energie electrică, aproximativ 13 milioane de români, 25% din populația României, și de 2 milioane 200 de gospodării conectate la rețeaua de gaze, dintr-un total de 3 milioane 600, aproximativ tot peste 65% din total populație conectată la rețeaua de gaze. Mecanismul va fi unul foarte simplu, va fi un mecanism prin care oamenii nu trebuie să facă absolut nimic, doar trebuie să urmărească să se încadreze în tranșele de consumuri. Pentru energia electrică vorbim de un consum mediu lunar între 30 de kW și 200 de kW lunar. Practic, în perioada de 5 luni vorbim un consum între 150 de kW pe perioada de 5 luni și 1000 de kW pe o perioadă de 5 luni maxim. Vorbim de o abatere atât lunară cât și pe perioada de iarnă de 10%, deci dacă cumva cineva consumă mai mult de 200 de kW, consumă 210, 220 de kW, se va încadra. Nu suntem absurzi, înțelegem că totul este estimat și atunci avem o abatere de 10% atât la perioada lunară cât și la perioada celor 5 luni de zile. Vorbim de o compensare de 21 de bani pe kilowatt, practic 210 lei pe megawatt, o compensare de 221 de bani, care reprezintă media aritmetică a tarifelor reglementate de transport și de distribuție și de sistem a energiei electrice pe toate cele 8 regiuni ale României. Practic, de la bugetul de stat, din dividendul suplimentar al hidroelectricii, compensăm practic tariful de transport, de distribuție și de sistem al energiei electrice. Compensarea atât la energie electrică cât și la gazele naturale se va face față de un preț de referință de 68 de bani pe kilowatt, deci practic orice preț care este mai mare decât 68 de bani pe kilowatt va beneficia de compensare.
Să vă dau un exemplu. La un consumator de 100 de kW, care l-a mai dat un consumator, ca să fie mai ușor de înțeles, dacă are un tarif de 90 de bani pe kW, atunci 100 de kW înseamnă 90 de lei, 21 de bani pe kW înseamnă o compensare de 21 de lei, va plăti în total 90 minus 21, va plăti 69 de bani pe kW. Asta înseamnă că este cu un ban peste acel preț de referință. Dacă prețul este mai mic de 90 și este 80 de bani pe kW, atunci minus 21 va însemna 59 de bani, dar este sub 68 și va plăti 68 de bani. Practic sub prețul de referință, care este cel mai mic preț din piață, mai mic ca și anul trecut, este prețul cel mai mic din piață, nu se va face o compensare. Cei care au un vor fi avantajați, cei care au un preț în jurul prețului de referință, să se mute de la un furnizor care are prețul mai mare, pentru că compensarea va fi în sumă fixă. Da, domnule Iștoc, din păcate, guvernul n-a reușit să dea astfel de măsuri și pentru IMM-uri. L-am ascultat pe ministrul energiei spunând că oamenii practic n-au nimic de făcut, doar să urmărească să se încadreze în această marjă. Doamna Stella, asta după ce în continuu PSD-ul ne-a tocat din luna lui august că au crescut prețurile, că suntem irresponsabili, că nu se iau nicio măsură. Și cu ce propunere au venit dânșii? Să plafonăm prețurile precum au făcut dânșii cu ordonanța 114 din 2018. Dar uită să spună că în urma plafonării prețurilor, ExxonMobilul a plecat din România și a lăsat gazele în Marea Neagră să nu fie, adică să nu înceapă exploatarea lor, mai întâi platformele de forat să se deplaseze acolo și mai departe. Dacă nu apărea acea plafonare și dacă redevențele erau stabilite în mod corect în 2018, noi deja am fi început să avem gaze din Marea Neagră. Sigur, dânsii ar fi dorit plafonare. Iată că se poate și altfel. Într-o economie de piață nu poți să plafonezi prețurile. Sigur, o să vină cu Spania. Prețurile în toată Europa au crescut. În Spania cu 37%, în Italia cu 35%, iar în România cu 25%. Maghiarii sunt sub noi la 23-25%. 2% cam în jurul acestei valori. Deci, faptul că România are creșteri de prețuri îi se datorează politicii PSD-ului pe care a dus-o din 2013. Nu râdeți, că râdeți degeaba. Poți să nu râdem, scuze. De ce n-ați terminat centrala termoelectrică de la Iernut în 2019 de 430 de megawatt? Râdeți ca să nu zic cine. Și în Europa tot așa se datorează PSD-ului. Deci, stați așa, criza și prețurile, creșterea prețurilor se datorează unui decalaj între capacități la noi, România, și consum. În rest nu, dar stați o clipă. Dacă noi importăm în lunile de vară, în septembrie, am importat peste 1000 de megawatts la un consum de 8500 de megawatts, când asta se putea produce în țară la Iernut, s-a închis centrala termoelectrică de la Mintia. De ce s-a închis? Că s-a închis imediat în 2019, după ce ați ieșit de la guvernare. De ce reactoarele... Ce am ieșit, nu în timp ce eram. Păi, dar nu, de era deja mort. Era mort. Știți, noi i-am pus în catafal doar. Nu m-a lăsat îngropat. Nu, am pus în sicriu. Am pus în sicriu doar mort. Deci asta a făcut PNL-ul. Dar centralele cu Ponta... De ce n-ați demarat în 2013 execuția celor două centrale atomoelectrice? La ora actuală 20% din energie este produsă în centralele de la Cernavodă, care ar fi adus un echilibru și nu am fi fost puși în situația să depindem de Gazprom. Pentru faptul că vine iarna, deci, noi tot PSD-ul de vină. Nu vă supărați, această abordare de șmecheraș, nu vă
reprezintă. Dar nu eu vorbesc, că dumneavoastră vorbiți. Deci eu vorbesc de prețuri. Păi tocmai dumneavoastră vorbiți. Deci stați așa. Voi evident termina, asta. După care, da, vorbesc de prețuri și de compensări și de... Ei, cu toate acestea, guvernul a găsit calea prin care s-au făcut acele compensări, iar dacă doriți să mă duc în continuare cu cauzele, cu prețurile practicate de Gazprom pentru contracte de 300 de euro, așa, și cu 900 de euro în altă parte... Ca atare, nu suntem singuri, dar ați reușit să impuneți în opinia publică că datorită acestui guvern, fără să relatați ce se întâmplă în Europa. De ce astăzi, stați o clipă, astăzi ministrii de finanțe s-au întrunit pentru a discuta chestiunea? Păi devine PSD-ul sau nu? Că nu v-ați hotărât. Nu. Europa devine sau PSD-ul? Are o vină foarte mare. Că dar Europa nu putem. Are? Păi ce treabă are că nu sunt gaze de la Gazprom? Deci PSD-ul devine sau nu? Păi domnule, este de vină că noi nu... ne producem energia din surse proprii. Dacă am fi avut sursele proprii, așa cum Ungaria și alte state nu au, noi nu ajungeam în situația de a importa energie electrică și gaze. Noi suntem puși acum să nu mai avem gaze decât așa la cheremul Gazpromului și altor intermediari. Okay. Deci de asta. Iar dacă doriți alte cauze, vi le spun pe toate, cu turt, scrimul și cu așa. Da, este o măsură bună a guvernului, domnule avocat? Așteptăm să vedem dacă e o măsură bună. Din păcate, guvernul raportat la măsurile pe care le-a luat cel puțin până acum cu privire la protecția consumatorilor vulnerabili și ce a mai apărut astăzi sunt niște frecții la picior de lemn. Nu reușește acest guvern decât să-și dovedească incompetența crasă, din punctul meu de vedere, și, într-adevăr, domnul Iștoc are dreptate, pentru că are dreptate, știți cu ce? Că nu-i de râs deloc. E chiar de plâns. Și vine iarna și vom avea niște facturi pe care nu le vom putea plăti. Și mă gândesc inclusiv la mine aici, cu sinceritate spun. Nu știm cum le vom plăti, mai ales cei care avem copii, poate consumăm mai multă apă caldă, gazul se va scumpi extrem de mult. Sigur că s-a scumpit la nivel european gazul. Dar PSD a venit cu o propunere, spun eu, foarte viabilă, de plafonare a prețurilor. Plafonare care nu s-ar întâmpla acum pentru prima dată, ci există nenumărate precedente, pentru că gazul efectiv, prețul a fost plafonat până acum la nivel național. Deci atâta vreme cât aceste companii au reușit să obțină un profit semnificativ ca să se mențină pe piață, că dacă nu, repet, ar fi plecat. Și eu spun că mai bine să plece o companie decât să plece toți românii din țara asta, că uite că suferim acum cu toții, tot poporul român. Sigur, poate că liberalii țin la o anumită companie, că ei sunt liberali și asta face parte din gândirea liberală într-o oarecare măsură, așa cum spunea domnul Iștoc. Dar dacă au putut să supraviețuiască până acum, eu nu văd de ce ar trebui acum să explodeze prețurile, să avem facturi duble, cum iată că se va întâmpla la noi în România și din păcate pe plan european suntem printre primii. Cel mai scump gaz din Europa este în România. Deși nu suntem cei mai bogați și nu ne este cel mai ușor să-l plătim, ba dimpotrivă. Cât este? Spuneți-mi, vă rog, cifrele, că caut și eu cifrele. Vă rog, nu vorbim ca să vorbim. Dați cifre, vă rog, cu cât suntem mai scump noi de față de Europa. Acuzele astea, o să vedeți și dumneavoastră când vă vine factura acasă, sunt absolut convins că va trebui să o plătim. Față de Europa. Spuneți-mi față de Europa, nu vorbim aici. Deci în aceste condiții, eu apreciez ce spune și ce spune domnul Iștoc, sigur că face o politică de partid, dar știți că oamenii nu fac întotdeauna o politică de partid. Oamenii când trebuie să-și plătească facturile, trebuie să scoată banii din buzunar și din păcate salariile nu s-au mărit. Eu n-am citit această ordonanță care abia azi a apărut, dar am citit ordonanța privind protecția consumatorului vulnerabil și am studiat-o destul de atent, chiar am avut o reacție în presă cu privire la aceasta. Este efectiv o bătaie de joc. Acolo e lege. Este ordonanță, nu este o lege. Ba, legea este o lege, aveți dreptate. Dar, în fine, nici măcar asta este atât de important, ci conținutul ei pe care l-am citit. În primul rând, legea consumatorului vulnerabil prevede niște chestiuni care se aplică unei categorii de persoane care cel puțin în municipiu, satul mare, nu vor beneficia de ea. Pentru ajutorul, să spunem, ne referim acum la gaz, nu? Când satul mare, majoritatea se încălzesc pe gaz. În primul rând, ajutor semnificativ, nu nesemnificativ în această lege, vor beneficia doar cei care au un venit net per membru de familie sub 200 de lei. Ori
Și asta înseamnă că vor beneficia de aproximativ 250 de lei pe lună. Oricum 250 de lei pe lună este nesemnificativ raportat la amplitudinea facturilor care vor apărea. Dar câți oameni din satul mare pot să dovedească din municipiul satul mare și care se încălzesc pe gaz, repet, vor putea să dovedească că ei câștigă pe membru de familie sub 200 de lei. Sub 200 de lei, atenție, nu discutăm sub 2000 de lei, sub 200 de lei. Păi dacă există asemenea oameni, cum au putut să se întrețină și din ce și-au plătit gazul anii anterior? Evident că nu există. Legea este o lege absolut inutilă. În rest, se va acorda pentru celelalte categorii de persoane care au venituri mai mari, până la 1386 de lei, se va acorda în cotă procentuală din 10 în 10%. Ceea ce înseamnă că pentru cine are un salariu de aproximativ 1000 de lei, va beneficia de 20 de lei pe lună. Și oameni care au 1000 de lei pe membru de familie sunt foarte mulți, probabil, în satul mare care se încălzesc pe gaz. Dar 20 de lei să-i dai pe lună la o familie, la o familie de genul acesta, 20 de lei pe lună în condițiile în care plătim milioane de lei, păi nu e o bătaie de joc. Și de asta am spus că legea aceasta este de protecția consumatorului vulnerabil, este efectiv o bătaie de joc. Ați votat-o în Parlament? Din punctul meu de vedere, tot ceea ce face PNL nu este decât o retorică ați votat deșartă, în Parlament. O retorică care nu duce din păcate niciunde. Sigur că ei vor răspunde în fața oamenilor, nu răspund în fața mea. Eu nu trebuie să mă cert acum cu domnul Iștoc, pentru că eu spun niște opinii și chiar și personale, nu numai de partid, pe care le am, și sunt extrem de revoltat, pentru că și eu, la rândul meu, am copii și sigur cheltuielile din iarna asta vor fi extrem de mari, ca să intre banii la niște firme în buzunar, care firme au fost extrem de profitabile și până acum și acum vor exploda prețurile și firmele vor fi și mai profitabile și noi nu știu tot poporul român cum o să trecem iarna. Dar sigur că argumente sunt și eu mă pot certa aici cu domnul Iștoc și la sfârșit putem merge supărați acasă, dar nu despre asta e vorba. Eu nu vă înțeleg. Tocmai acum de 10 minute vi s-a spus că aceste ajutoare pentru încălzire nu merg pe venit, ci merg pe consum. Eu vorbesc și de, că beneficiază... Dar stați o clipă, legea ultima, care ați dat-o dumneavoastră. Legea pe care ați aprobat-o și dumneavoastră. Tocmai ați aflat că aveți 13 milioane de români vor beneficia, 13 milioane, e vorba de consum, nu este legat de venit. Iar dacă pentru dumneavoastră este frecție la un picior de lemn... Eu vorbesc de alte lege. De 20 la... Păi da, cum ați auzit? Ați auzit. N-ați auzit. Am citit legea... Hotărârea de guvern. Da, am auzit-o. 20%, 20% deocamdată este o compensație care merge la 65%. Iar cu buzunarele coloșilor, celor mari, dar n-ați auzit tot în seara aceasta că hidroelectrica își dă dividendele ca să acopere aceste ajutoare pe care statul le dă? Nu, dumneavoastră luați buna și bună, bun, dar când vine o veste nouă, proaspătă, dumneavoastră o neglijați și mă luați cu... Dar soluția nu este asta, domnul Iștoc. Soluția este soluția era să producem noi energie. Asta era soluția pe care v-am explicat-o și înainte și n-ați achesat atunci când trebuia să faceți capacitățile. Dumneavoastră sunteți la guvernare. Trebuie să găsiți soluția. Dacă nu lăsați pe alții care sunt nu stare... Nu e nevoie. Nu dați vina pe cei care au fost. De sfaturile dumneavoastră care sunt sfaturi consumiste și se vede unde am ajuns. Că nu ați făcut nimic, un obiectiv nu puteți să-mi arătați din acel celebru program al dumneavoastră de râsul lumii. A fost o propagandă, o gogoașă uriașă pe care ați aruncat-o în 2016, cu care ați mințit oamenii fără să realizați nici 10% din infrastructură, din energie și așa mai departe. De ce nu le țineți la cei de la PNL niște lecții de astea să învețe să vorbească așa bine ca dumneavoastră? Eu nu vorbesc bine. Eu vorbesc foarte bine. Dau realitate, dau cifrele. Cu PNRR-ul, la fel, ne-ați îmbârligat. Că, uitați-vă, și PNRR-ul cuprinde... Să nu răspundeți de nimic. Nu, dar nu răspundem. Dar să vede. Am preluat cu 40 de miliarde investiții în 2019...
suntem la 65 de miliarde. Dar suntem în 2021, nu în 2019. Da, în 2021. Am făcut un salt de peste 50% într-un an și jumătate. La ce? La facturi, văd. Nu, la investiții. La prețuri. Să vede în infrastructura care se construiește la în toată gaze, țara. La gaze, la electrică ați făcut mari salturi. Nu, am făcut salturi. La material de construcții. Da, sigur că da. Pentru că ați reușit să închideți toate combinatele siderurgice, tot oțelul, betonul, importăm peste 1 milion de tone. Pentru faptul că vine iarna, nu tot PSD-ul vine, că vine iarna. Domnilor, propun să revenim la ședința de guvern de astăzi. Am vorbit despre acele compensări făcute, care vor fi făcute de guvern. Guvernul a majorat și salariul minim pentru anul 2022. Să o ascultăm pe doamna ministru Raluca Turcan, apoi să comentăm. Guvernul a adoptat astăzi un set de măsuri care, pe de o parte, sprijină oamenii să facă mai ușor față problemelor economice și creșterilor de prețuri și, pe de altă parte, să corectăm probleme de sistem care au fost acumulate în timp, cum ar fi sistemul de asistență socială sau chiar sistemul de sănătate. Așadar, astăzi guvernul a adoptat majorarea salariului minim în plată la nivelul anului 2022. Majorarea a rezultat în urma consultărilor pe care le-am avut cu Consiliul Tripartit, ceea ce înseamnă că la aceeași masă au stat și patronatele și sindicatele. Această majorare va fi cu 10% în valoare netă, iar ca valoare brută, salariul minim în plată la nivelul anului 2022 va ajunge la 2550 de lei pe lună. Sunt rezultate pozitive, întrucât această majorare a salariului în plată la nivel brut reprezintă o majorare cu aproximativ 230 de lei față de nivelul 250 de lei față de nivelul actual, cu 138 de lei la nivel net, iar impactul va fi asupra aproximativ a 1.970.000 de oameni. Menționez că în momentul de față există la nivel de țară aproximativ 1,2 milioane de angajați plătiți cu salariul minim. Da, domnule avocat. Da, ceea ce n-aș vrea să uităm este faptul că tot astăzi s-au mărit și amenzile, anumite categorii de amenzi. Tot un anunț făcut de către doamna Turcan, odată cu salariul anunțat. Da, asta se știe, nu-i de acum, de mai de mult s-a decis că amenda este punct din salariul minim. Cum crește salariul minim, crește și amenda. Nu e o decizie luată astăzi. Da, eu am citit că s-au mărit și punctele astea. S-au mărit pentru că așa este regula. Când se majorează salariul minim, nu este o decizie luată astăzi. Se pare că totuși pentru munca, pentru anumite categorii de munci la negru și muncă la gri, s-au mărit și numărul de puncte, ceea ce înseamnă că va fi procentual mai mare. Asta este o știre. Și pe nu care vi se pare corect să fie sancționat munca la negru sau la gri? Adică da, mi se pare. Nu, am citit, să luăm în întregul context analiza acestei informații, doar la asta mă refeream. Sigur că putem să spunem că, domnule, ne dorim maxim de amende. Și le dea miliarde la toți. De ce? Vorbiți de 2015. Bun. Nu cred că va avea un mare efect, mai mult decât atât. Anunțurile astea care vin și spun că la vară o să fie cald și o să fie bine sunt niște lucruri care se vor întâmpla în viitor, dacă nu va interveni altceva, dar prețurile sunt peste noi mărite și extra mărite, nu de acum, încă de dinainte. Și mi-amintesc că am fost la dumneavoastră în emisiuni când am ridicat problema creșterii prețurilor, nu doar la alimente, dar la materiale de construcții, care s-au triplat efectiv în această vară. Deci cine a vrut și a făcut un plan să construiască în primăvară, s-a apucat de construit în vară, n-a mai putut să construiască ceea ce și-a pus în cap și cred că mulți români au făcut treaba asta pentru că prețurile efectiv la material de construcții s-au triplat. Sigur că a venit domnul Câțu, ne-a spus și atunci domnul Câțu că este o chestiune și mi-amintesc aici o discuție cu reprezentanta Partidului Național Liberal, pe care îl stimez de altfel foarte mult, dar care ne-a spus că
vor reveni prețurile, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată, pentru că ne asigură domnul Câțu că de la nivel mondial s-au mărit prețurile, că nu mai sunt rezerve, dar că să ne așteptăm că prin toamnă vor scădea. Bun, noi suntem în iarnă, numai că n-au scăzut, dar s-au mărit și celelalte acum. Deci cam ăsta e guvernul Câțu, cam acesta este guvernul liberal. Vine doamna ministru a muncii, care de cele mai multe ori, din punctul meu de vedere, se prezintă ca și cum ar merge doar în weekend pe la minister și ne spune că se va mări salariul minim. Sigur, la anul și la mulți ani. Probabil că se va mări, dar să nu uităm că au explodat efectiv toate prețurile. Rând pe rând fiecare. Și domnul Câțu și guvernul Partidului Național Liberal n-au făcut absolut nimic decât propagandă politică și le-au dat jos pe Orban și acum vin și ne spun cât de mare mincinos a fost Orban și cât de nesimțit a fost domnul Orban. Bun, asta e Partidul Național Liberal. Da. Noi nu spunem că domnul Orban a fost nesimțit sau că s-a ocupat de prețuri. Noi am spus din punct de vedere politic că nu s-a comportat și nu repet cu numirile așa mai departe. Domnul Ardea, triplarea prețurilor la materiale știți foarte bine că depinde de energie. Oțelul, energia în prețul oțelului cam 60%. La bitum merge până la 70%. Cum vreți ca aceste prețuri să rămână bătute în cuie în condițiile în care în China consumul a ajuns cu 40% mai mare decât anul trecut? Scuze avem. Cum? Toți. Nu scuze. Dumneavoastră bugetul... doriți să insularizați România, să induceți în oameni ideea că doar în România se întâmplă asta. Noi suntem deconectați de Europa și noi suntem deconectați de Europa, de lume? Nu. Din potrivă, datorită fluxurilor în care suntem și noi părtași, nu putem să ocolim ceea ce vine din amonte. Nu păcăliți oamenii. Dacă lucrurile astăzi stau cum stau, vreți să revin înapoi să vă spun că, sau altfel să vă explic. Faptul că eu am fost la tratament în septembrie de reumatism înseamnă că m-am îmbolnăvit în februarie? Nu. Faptul că România are problemele energetice pe care... Problemele energetice acum se datorează faptului că la preluarea mandatului în 2020 de Crăciun, în 24 decembrie, deci n-a apucat guvernul ăsta decât un an și 9 luni să conducă, PNL-ul, deja gata, tot necazul acestei luni. Dar ce luni, un an și 9 luni? Că nu-i nimic, că 12 luni doar sunt. Nu sunt. Dar ce-ați făcut în 365 de zile, de exemplu? Nu într-un an și 9 luni, ce-ați făcut într-un an? Păi nu v-am spus, investițiile. Deblocarea tuturor șantierelor. Vă place când domnul Dragnea a deschis Pitești, Craiova cu 10 buldozere și a părăsit șantierul, iar acum se dau în funcție 40 de kilometri în anul acesta. Vă place? Dar faptul că pe autostrada Transilvania... Nu, mă cât trebuie să vă mai spun? Nu trebuie să mă luați pe mine așa, că păi, dar cum nu trebuie să vă... Noastră trebuie să le spuneți românilor ce a făcut și de ce au explodat prețurile. Că poate cineva vă crede, dar nu vă crede oricum nimeni. Sigur, dacă dumneavoastră lucrați și induceți oamenilor prin omisiune, deci prin impostură, ăsta e cuvântul. Dumneavoastră sunteți niște impostori, unii mai rafinați, alții mai puțin. Adică impostor, știți ce înseamnă impostor? Faptul că cu inteligența ta și cu abilitățile tale îl păcălești pe ăla care nu are cunoștințele necesare. Asta dar înseamnă impostor. Dar iertați-mă, domnul Iștoc, pe lângă că ne jigniți. Pe lângă că ne jigniți. Nu e o problemă neapărat. Că puteți să mă jigniți. Ce ați făcut? M-a jignit la începutul emisiunii. Nu-i cățel PNL-ul la satul mare? Păi de acum, de atunci, sunteți niște impostori mai rafinați, mai brutali, mai... Asta sunteți. Fără ca să... Nu, dar știți care e problema? Contextul mondial. Nu-i ajutați pe români, asta cum este problema. Cum îi ajutăm? Dar faptul că s-a anunțat chestia cu salarul... De trei ori, cu cât s-au mărit prețurile? De trei ori trebuia. Pensiile trebuiau cu 40%, că a fost campanie electorală. 400%. Faptul că
faptul că veniturile bugetare pentru... Deci salariul minim trebuia să măriți de 3 ori, pentru că de 3 ori ai spus prețurile, așa trebuia să faceți. Veniturile bugetare acoperă în proporție nu de 85 stare, la... Nu sunteți în stare. Nu sunteți... Dar nu dumneavoastră, la personal n-am nicio problemă. Nu, nu, n-ați fost dumneavoastră în stare și când vii după ce s-a făcut țara țândăr din punct de vedere al investițiilor și nu știi de ce capăt să o apuci, e ușor de vorbit. Dacă nu știi de ce capul s-a pus, da, domnilor, acasă, haideți să... Doamna Stella, așa avea cu salariul minim. N-am reținut. Dacă nu știți știm, ce să faceți, lăsați. O să vedeți dumneavoastră în 2020. O să tot vedem. Problema e că avem de factorul de plătit în fiecare zi. O să zi. Dovediți atunci. Doamna Stella, n-am reținut, totuși, ce se va întâmpla cu salariul minim din construcții. Asta, ca să fac și eu o remarcă. A vorbit doar de salariul acesta minim de 2300 care afectează un milion. Declarația a fost mai lungă. Mai lungă, declarația a fost mai lungă pentru că trebuie să umbli și la salariul minim pentru cei cu studii superioare, pentru cei din construcție. Deci sunt trei salarii minime în țară. Și probabil că nici eu n-am urmărit declarația doamnei Turcan și probabil că s-a mărit și asta. Declarația doamnei Turcan a fost exact când noi am intrat în emisiune și pe mine nu o surprinde foarte tare declarația doamnei Turcan, pentru că oamenilor care într-adevăr nu se pricep și se apucă și ei să facă treabă, li se pare că muncesc. Numai că dacă nu se pricep la ceea ce fac și se pare că doamna Turcan, repet, dă pe la minister doar un weekend, dinse îi se pare că muncește și dacă se și strofoacă să răspundă la întrebări și să spună niște lucruri, domnule, cât de mare e efortul. De ce spuneți asta? Pentru că am mai văzut-o și în alte situații în care ne-a spus cât de mult muncește domnia sa și iată că noi o ducem tot mai rău. Eu nu văd efectiv un aport esențial a doamnei Turcan. Doamna Turcan a ieșit și a explicat că de la 1 ianuarie 2022 se majorează salariul minim, a explicat cu cât se majorează pe brut, cu cât problema noastră, pe net și cam atât. Cam problema asta. Noastră este cu totul și cu totul alta. Sigur că ne dorim ca de la 1 ianuarie să se mărească salariul, dar până atunci vom avea niște facturi de plătit duble. Am suportat deja pe parcursul verii niște cheltuieli triple. Și a să le spună, explicat păi foarte bine Popescu, că asta spun și eu. Când le-a spus. Dar asta spun și eu, că lor ni se pare că muncesc. Numai că nouă ni se pare că ei nu muncesc, pentru că noi tot mai mult plătim. Sigur că putem să povestim cât de mult ne-am strofocat, cât de mult am muncit. Bun, dar unde sunt rezultatele? Pe unde sunt? Da. Domnul Arden, sunteți un om inteligent, dar nu acum vi s-a spus asta că de la 1 noiembrie cresc sprijinul pentru gaze. Păi ni se tot spune, dar nouă ni tot mai greu. Cum? Dar e hotărâre de guvern. Ce mă doriți mai mult? Bun, haideți că o să o citim. Ca să fiu corect cu dumneavoastră, eu vă propun un lucru. Am să o citesc, că a apărut azi. Am să o citesc și o să vă spun exact părerea mea. Eu v-am spus ceea ce cred eu despre legea consumatorului vulnerabil, care este chiar o legea consumatorului vulnerabil a trecut prin Parlament. Parlamentarii n-aveau decât să o modifice în felul în care își doreau ei. Poate majoritatea parlamentară. Majoritatea. Care e majoritatea parlamentară? Și PSD-ul? Unde e USR-PNL? Că am văzut că USR-PNL declara că va vota moțiunea de cenzură a PSD-ului. Dar bun, împotriva lui Câțu, nu împotriva PNL-ului. Atenție! Adică face moțiune de cenzură, păi, dar nu împotriva eu spun, adică, așa premierului. Spun ei. Așa spun ei, da. Așa au spus ei, da. Da. No. Uitați moțiunea să spuneți, este a dumneavoastră. Vedeți, mă vedeți că n-ați făcut-o împotriva premierului. Dar ei au spus că votează împotriva lui Câțu și că își doresc să rămână cu PNL-ul la guvernare. Dar lăsați ce au spus ei, ce spuneți păi dumneavoastră. Păi cum se lasă dacă așa au spus ei? Dar ce spuneți dumneavoastră, că dumneavoastră ați depus moțiunea de cenzură? Eu spun că ce domnul se întâmplă? Câțu trebuie să plece acasă, domnul, pentru că nu este stare să guverneze România. Domnul avocat, haideți să ne spuneți ce se întâmplă dacă moțiunea depusă de PSD va întruni voturile necesare pentru ca guvernul Câțu să cadă. Ce eu mă tem întâmplă... că vor fi alegeri anticipate, pentru că domnul Iohannis ține atât de mult la domnul Câțu, încât îl va propune a 11.000 oară și nu va trece de parlament. Și credeți dumneavoastră că parlamentarii, indiferent că vorbim de parlamentarii PNL, PSD, USR, UDMR și AUR, vor vota să plece acasă? Și apoi ori vedea ei dacă se mai regăsesc pe viitoarele... Fără îndoială, PSD va vota moțiunea de cenzură, nu se pune problema. Da, dar pentru a cheia este la fi USR. Organizate alegeri anticipate, nu e suficient să trebuie cadă să guvernul... Nu, trebuie să cadă următoarea propunere și eu cred că atât de mult ține domnul Iohannis la nu domnul... Nu doar următoarea. Evident, dar eu cred că tot pe el îl va propune. Da, și dacă îl propune tot pe el,
Se organizează alegeri anticipate? Eu cred că avem șanse serioase. Dacă zice, zice președintele Klaus Iohannis când va organiza consultări, să propuneți dumneavoastră pe cineva premier. Dacă veți zice, face o propunere? Adică mă gândesc că veți merge la... Eu la... spun că PSD are foarte mulți oameni valoroși și cu siguranță că poate să facă o propunere. Nu, adică cred că e o problemă. Întrebarea ar trebui să sune în felul următor. V-ați gândit ce faceți dacă mâine cade guvernul Câțu? Ce faceți în continuare? Eu n-am participat la nu discuții. Nu dumneavoastră, dar, PSD. Dar, vă întreb că da. Ca reprezentant sunt al absolut, PSD. Sunt absolut convins că da. Sunt absolut convins că există varianta și se va găsi soluții. Dacă PSD... Cunoașteți această variantă? Nu, adică nu, o puteți nu, explica oamenilor? Nu, dar e prea devreme să vorbim despre o astfel de variantă că încă n-a căzut guvernul. Da. Doamna Stella, nici vorbă de anticipate. PSD-ul joacă foarte șmecherește și la colț. Nu își doresc să vină la putere și o să vă explic de ce, decât prin 2023, când vom fi în pragul alegeri, celor patru alegeri, și până atunci doresc să erodeze guvernarea. Și iată de ce. PNRR-ul aprobat zilele trecute are, în afară de obiectivele, acele 107 obiective care trebuie realizate, deci contractate, demarate până în 2023, 31 decembrie și realizate până în 2026, 31 decembrie, are și un plan de reforme. Și iată, poate că mulți dintre cei care ne privesc nu știu. Este vorba de reforma pensiilor, în care în anul acesta trebuie să ajungă până în decembrie în Parlament. Vreau să subliniez că auditul pe PNRR se face din 6 în 6 luni. Dacă obiectivul fizic, să zicem așa, autostradă este terminată și n-ai făcut aceste reforme pe care le-ai înscris acolo, nu mai primești bani. Deci, un prim aspect, reforma pensiilor. Păi, cum să fie, să vină PSD-ul la guvernare când până în decembrie trebuie depusă o reformă a pensiilor pe care nu o crea. Să mergem mai departe. Companiile cu capital de stat cu guvernanța corporativă până cel târziu în 2022. În condițiile în care ei au venit la guvernare în 2017 și au anulat ordonanța 109 cu guvernanța corporativă, au scos 90% din societățile cu capital de stat ca să poată lucra în continuare. Mergem mai departe. Schimbările, salarizarea bugetarilor. Legea trebuie adoptată până în decembrie 2022. Nu vreau să plictisesc telespectatorii. Păi cum să vină PSD-ul la guvernare când are un asemenea program de reforme care trebuie făcute? Dacă ar veni la guvernare, sigur că s-ar bate în cap în cap cu ceea ce dânsii își propun și propagă în spațiul public, ori ar intra în contradicție cu alegătorii dânșilor. De aceea ei lasă în continuare guvernarea actuală, mai vin, mai știți, ca și câinele la gard acolo, mai mâre, mai, să nu zic, latră. Ce așa? Aveți cu căței în seara asta? Nu știu, dar dacă mi-a dat sunt ideea. Sunt animale mi-a dat, drăguțe. Bun. Deci, doamna Stella, nu vor veni la guvernare datorită acestor 64 de obiective legislative care trebuie modificate și dânsii nu sunt de acord. Ori nu pot să dea cu piciorul la cele 29,2 miliarde de euro, că lumea le va sări în cap. Vor face tot posibilul ca să nu preia guvernarea decât târziu, foarte târziu, când să ne dea lovitura cu tot felul de minciuni și cu tot felul de relatări care sunt rupte din context. Deci nici vorbe de anticipate. Iar ceea ce se va întâmpla mâine, sigur că... Ce credeți va cădea guvernul? Ne preocupe, pe cel puțin pe mine mă preocupă și pe toți colegii mei care suntem peneliști. Noi suntem aici, vorba e la marginea țării, dar suntem preocupați de chestiunea aceasta. Noi mergem până la un moment dat pe încrederea și pe discernământul unor oameni grei ca domnul Emil Boc, pe care l-am văzut și seara trecută, când a spus că lucrurile se vor rezolva, că cele două părți
se vor pune la masă. Știm foarte bine că domnul Barna a avut o întrevedere la Cluj cu domnul Emil Boc. Lucrurile se vor lămuri. Să presupunem că pică mâine guvernul. Sunt convins că domnul Iohannis, până la urmă, va numi un alt prim-ministru și vom merge mai departe. Nu se poate. De unde alt prim-ministru, domnule Iștoc, secretarul general PSD, Paul Stănescu, a declarat în această seară că formațiunea sa nu vrea să intre la guvernare pentru că nu are cu cine constitui o majoritate. Păi nu în sensul că numește domnul președinte un alt prim-ministru care nu o să fie domnul Câțu. Și va fi altcineva cu care USR-ul, actualul USR, va reveni și cele trei partide vor conduce și pe mai departe. Și vor aplica. Până când? Până când? Păi stați, mâine vedem. Eu cred că domnul președinte... Vă întreb, domnule, vă întreb până când, deoarece ne amintim în decembrie, după anunțarea alegerilor parlamentare, la un moment dat, în timpul negocierilor, Ludovic Orban a dat de înțeles că și-ar dori să fie din nou premier. Vă aduceți aminte că cei de la USR Plus nu l-au vrut? Da. Acum nu-l vor pe Câțu. Și de aceea v-am întrebat până când va guverna cu altă persoană premier. Și este corect, sunt oameni serioși cei de la USR când odată nu l-au vrut, acum l-ar vrea și de aia a tras cu dinții domnul Orban ca să fie ales președintele partidului, să poată reveni în această funcție. Culmea, acum îl doresc. În legătură cu domnul fost președinte Orban, poate ar fi bine să fac o mică relatare. Eram la congres, era pierdut. Vreau să vă spun că era pierdut. Noi am ajuns în sală la 9:30, congresul a început la ora 11, păi a venit într-o jumătate de oră, de două ori, la delegația noastră și la alte delegații să strângă mâna. Cred că a uitat că a fost prima oară. Deci, iar faptul că au fost huiduieli, îi se datorează lui. În ochii mei a căzut în urma acestui congres cum nu se poate de mult. Păi să mergi tu cu pancarde acolo în față când îți vorbește contracandidatul. Deci, asta a fost o paranteză. USR-ul nu poate fi catalogat serios când vrea pe urmă. Domnul președinte, cred că va alege dacă lucrurile se vor întâmpla mâine. Nu știu, nu pot să... Dar, după părerea mea, nu este părerea oficială a partidului, va găsi pe altcineva și nu va prelungi această stare când avem probleme economice, PNRR-ul trebuie pornit, când avem pandemia peste cap, care este o altă piatră de moară, și alte și alte chestiuni. Da, domnule avocat. Eu nu știu cum se va împăca PNL cu USR. Domnul Iștoc spunea că sunt neserioși. Da, probabil. Eu spune că sunt mai degrabă nepricepuți cei de la USR. Nu știu cum se vor împăca după asta. Probabil că Ciolanu îi va împăca și de data asta, încă o dată, că Ciolanu împacă lucrurile de foarte multe ori și pe cei de la PNL și pe cei de la USR. Problema majoră este că noi, oamenii, trăim tot mai rău, facturile sunt tot mai mari, prețurile sunt tot mai mari, salariile n-au crescut, restul sunt povești. De la 1 ianuarie, de la 1 februarie, o să crească nesemnificativ, până atunci o să rămânem oricum fără bani și o să fim toți plini de datorii, pentru că iarna asta facturile ne vor nenoroci pe toți. Restul, din punctul meu de vedere, sunt povești și sigur că putem să le îmbrăcăm bine. Eu îl apreciez pe domnul Iștoc, care știe să vorbească românește și explică. Mulți de la PNL știu să vorbească, dar din păcate nu știu să ne ajute să trăim mai bine. Nu ați remarcat că în anul 2021, cât și pentru următorul an 2022, acest guvern Câțu încă nu majorează nicio taxă, niciun impozit. Ceea ce dumneavoastră nu ați putut să realizați. Vă doare enorm de mult. Vă doare enorm de mult. Ce scuze, nu pot să cred ce spuneți. Deci efectiv nu pot să cum? Cred. Impozitele s-au majorat anul acesta și anul... s-au majorat impozitele stabilite de către guvern pentru anumite dări la IMM-uri, la agenții economici și la populație. Spuneți-mi care impozit s-a majorat. Păi de ce râdeți? Păi chiar că păreți
Dumneavoastră... A spărut un om serios până acum. Dumneavoastră spuneți că nu am ajurat guvernul. Păi bine că n-am ajurat prețurile, evident că nu le-am ajurat el. Dacă majurat TVA-ul, ce se întâmpla? Dar sub oblăduirea domnul Ardelea, ce se întâmpla dacă majurat TVA-ul era jale? S-au majorat toate. Au explodat, s-au triplat. Domnule, una sunt prețurile de consum. Faceți o confuzie economică totală. Okay. Lăsați-o așa. Una întrebați-i sunt, nu, pe aia care, sigur. Întrebați-i pe cei care scot bani din buzunar vorba, și merg la electrica. E vorba de dări, de impozite, de dările pe care le plătim fiecare sau societățile comerciale. Oamenii, dar asta nu spuneți că nu s-au... Indiferent ce îmi spuneți uitați mie, spuneți... că mă jigniți nu mă interesează. Nu, păi, dar m-a jignit pe mine de eu la început. Eu cu ce v-am jignit? Că nu v-am jignit. Bun, în fine, nu mai contează. Important este că, nu put, că pe oameni nu puteți să-i păcăliți cu argumentele astea pe care mie mi le dați. Oamenii se duc după ce șterne emisiunea asta, sting televizorul secul, că dimineața merg să-și plătească facturile. Nu o să-i încălzească ce le-a spus dumneavoastră cu nimic. Pentru că atunci când în loc de 500 de lei vor trebui să plătească 750 de lei sau chiar 1000 de lei la gaz și spun 500 de lei așa, că a fost cald. Dar o să vedeți ce se întâmplă în iarnă. Nu o să-și amintească nimeni de argumentele de lor. Dar încă o dată vă spun, România este de vină, actualul guvern, doar actualul guvern poartă vina sau e un context internațional. Omul de rând e de vină. Păi plafonați, domnule, dar PSD-ul va da soluția, plafonați prețurile, că s-a mai întâmplat. Nu merge. Există precedente știți? Suficiente. Nu merge. Păi nu merge la PNL. Păi să nu merge. Știți? Păi știu că la PNL știți? Nu merge. Știu. Știți că, că PNL-ul ține cu firmele, nu cu oamenii. Da, știți că pentru gazele din Marea Neagră sunt negocieri dure. Păi ce... Gaze, nu, 200 de miliarde de metri cubi. Știm cu toții că plafonarea prețurilor nu se poate realiza prin ordonanță de urgență, deci nu poate fi realizată de guvern. Și de ce nu s-ar putea face printr-o lege? Tocmai. De ce nu s-ar putea face printr-o lege? Dacă cineva își dorește să plafoneze prețurile, de ce nu vine cu o inițiativă legislativă în sensul acesta? Indiferent că acel partid se numește PNL, PSD, UDMR sau altceva. Acum să rămânem la moțiunea de cenzură anunțată sau inițiată de PSD și spuneați, maestră, domnule Ardelean, că cei de la USR sunt nepricepuți. Prin vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, astăzi după ședința pe care au avut-o socialdemocrații, a declarat că pentru mâine, la moțiunea de cenzură, singura necunoscută este USR, care nu s-a prezentat în sală când a fost citită moțiunea de cenzură și care, potrivit domnului Grindeanu, este de acord să negocieze cu PNL și să intre la guvernare alături de PNL, dar fără Câțu. Da, bun, pe asta spuneam și eu. Ce credeți? Cum vor vota cei de la USR Plus? Eu cred că se vor face de râs dacă nu vor vota moțiunea de cenzură, pentru că atât de multe gălăgie au făcut încât nu mai pot da înapoi. De asta am și spus că sunt nepricepuți. Pe mine viața politică m-a învățat că este bine să calculezi de 10 ori și să faci o singură dată. Ei, iată că USR s-a grăbit să critique și pe urmă acum sunt în situația în care nu știu ce să facă. Adică, vedeți, nici în cal nu vor, nici pe cal nu vor, nici pe jos. Da, am înțeles din spusele domnului Grindeanu că această moțiune, și dacă citești moțiunea, vezi că această moțiune e critică și pe foștii miniștri USR+. Adică votând moțiunea de cenzură, miniștrii vor recunoaște că au greșit, așa cum spune premierul Câțu? Dumneavoastră știți că moțiunea de cenzură este doar un argument pentru a cădea guvernul. Evident că nimeni nu este atent la fiecare cuvânt din acea moțiune de cenzură, pentru că este modalitatea constituțională de a da jos un guvern. În nenumărate rânduri, fără să o citească sau fără să știe sau după ce au citit-o și nu știu ce vorbesc, au spus că sunt de acord și vor vota moțiunea de cenzură. Ei, acum să discutăm despre asta că după ce au citit-o mai bine sau după ce au văzut și cuvintele pe care inițial nu l-au văzut, nu vor fi de acord, eu spun că am părea exact ca și useriști. Adică, cum? Păi au spus inițial că vor vota. Vin acum și spun că la nivelul acesta de înțelepciune parlamentară a domniilor lor, ei nu știu să citească sau că până la urmă asta înțeleg. Deci, eu de asta am spus că sunt nepricepuți. Efectiv, s-au grăbit ca fata mare la măritat și foarte bine au făcut, pentru că, într-adevăr, asta trebuie făcut. Guvernul Câțu trebuie să plece acasă. Dacă vor pune interesele românilor în primul rând, peste interesele lor de partid,
atunci vor vota această moțiune, dar eu spun că o vor vota oricum, pentru că atât de multe nu neapărat bâlbâieli, s-au precipitat atât de mult încât este foarte greu. Ei pierd oricum, să le știi. Adică, domnule avocat, să înțelegem că ar putea cădea mâine guvernul Câțu și peste o perioadă am putea avea un nou guvern cu aceiași miniștri, mai puțin premierul Câțu? Păi așa ne spune USR, eu nu știu dacă e posibil, dar așa ne spune USR că dorește. USR asta dorește, practic. Dorește alianță cu PNL fără Câțu, asta spun ei. Bun, o doresc fără Câțu, știți de ce? Ca să-și spele ei păcatele astea de atitudine inconștientă pe care o au. Efectiv, ei sunt, după părerea mea, cei de la USR, total neexperimentați. Din punct de vedere, nu neapărat politic, aș spune social. Că politica așa, o chestiune care vine dintre oameni și o facem raportat la experiența fiecăruia. Dar au criticat atât de mult din orice fel de... Ei nu înțeleg că omul mai și greșește. N-au putut să înțeleagă pe cei de la PNL când au mai greșit. Și atunci și-au luat ciud așa pe câte unul. Pe urmă au canalizat această ură sau ciudă sau antireacție împotriva unei singure persoane ca să aibă împotriva cui se răzbuna. Să nu spună, domnule, suntem împotriva PNL-ului că tot la guvernare își doresc. Repet, Ciolanul e mare. Sau Ciolanul și-l doresc și ei. Și atunci, ca să poată spăla atitudinea asta lor care și-au dat seama că nu-i bună, s-au îndreptat împotriva lui Câțu. Și tot este canalizat împotriva lui Câțu, că dacă pleacă domnule Câțu, noi am spălat țara asta de toate păcatele. Ceea ce e evident că nu e adevărat, că domnul Câțu n-a luat singur hotărârile acolo, ba dimpotrivă, cele mai importante hotărârile au fost dispuse de la Cotroceni sau au fost luate într-un cerc, cum se întâmplă în orice partid. Dar vor useriștii, naivitatea lor care îi caracterizează, să ne spună că numai Câțu îi devine pentru tot. Ceea da, ce evident nu este ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Domnul Eiștoc are dreptate, Sorin Grindeanu, când spune că USR Plus vrea să voteze această moțiune de cenzură doar pentru că s-au supărat pe premier? Cine vorbește, domnul Grindeanu? Să ne aducem aminte cum s-a blindat la Palatul Victoria și cum domnul Ponta tiptil pe scări mergea să-l ajute. Măcar dacă ajungea bine, asta ca o paranteză o spun. Cine s-a găsit să facă analiza moțiunii de cenzură când el s-a opus unei moțiuni de cenzură sau n-a vrut să plece până când nu a apărut moțiunea de cenzură. Deci, USR-ul s-a grăbit și eu consider că nu au maturitatea politică care ar trebui la acest nivel. Și mai mult au făcut niște afirmații care greu se pot retrage. Păi tu vii ministrul transporturilor și spui despre premier că este zombi politic. Dar unde se poate pomeni așa ceva? Poți să mai lucrezi cu un asemenea om? Și cu toate acestea, domnul Câțu a lucrat în continuare cu el. A zis, domnule, în interesul țării, deci iată, că domnul Câțu nu este orgolios. A pus deoparte, omul își vede de treabă, dar l-a jignit cum nu se poate mai mult. Dacă USR-ul va vota împotriva moțiunii, nu știu. Mi-e greu să cred. Eu zic că totuși vor vota moțiunea. Vor vota... Va trece moțiunea, ziceți dumneavoastră? Da, eu din păcate pentru noi și cum vă spuneam, tot e o părere personală, domnul președinte până la urmă va tranșa printr-o numire a unui nou premier. Lucrurile sunt prea încinse, prea se precipită totul, nu știu cum. Ei și aseară făceau referire la hotărârea biroului politic al USR-ului prin care au mandat să voteze moțiunea și că alt forum nu poate să anuleze ori de ieri până mâine altă întâlnire. Au în această seară o nouă ședință de birou politic. Orice e posibil în politică, atunci. Orice e posibil în politică și eu cred că USR oricum pierde orice s-ar întâmpla din varianta asta. Fie că votează, fie că nu votează, oricum sunt pierzători. Cred că acum analizează cum vor putea pierde mai puțin. Domnilor, noi vă mulțumim că ați răspuns invitației noastre, vă așteptăm și cu alte ocazii. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc în primul rând dumneavoastră că ne-ați urmărit. Rămâneți cu Informația TV. Noi ne revedem mâine la ora 20. Să ne revedem sănătoși!